Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem ce urmează să se întâmple între voi în următoarele 21 de zile. Avem 3 uh, variante, varianta numărul 1, varianta numărul 2 și pixul varianta numărul 3. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe toate ce cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală, și nu vi se poate potrivi tuturor. Pe lângă asta, este o etalare atemporală. Deci, indiferent de ziua în care veți vedea acest videoclip, gândiți-vă la următoarele 21 de zile. Sper că v-ați ales varianta, dacă nu ați ales, o puteți pune pauză și să continuați după, iar eu între timp voi mulțumi tuturor celor care apreciază munca pe care eu o depun pe acest canal de YouTube. Ok. Și să începem cu prima variantă. Hai să vedem ce urmează să se întâmple între voi în următoarele 21 de zile. Bun. Uh, în primul rând, pot să spun foarte clar că aici uh, vorbim despre persoane care voi. Aici cred că nu pot să spun neapărat e vorba neapărat despre cealaltă persoană, cât mai degrabă aș spune e vorba despre voi. De ce spun acest lucru? Uh, că e vorba despre voi. Pentru faptul că eu cred că voi vă gândiți mai mult la această persoană, cred că voi sunteți cele care, atunci când vă uitați la etalările de tarot, spuneți, da oare ce mai face, da oare se mai gândește la mine, da oare. Cumva alegeți aceste etalări de tarot în funcție de ceea ce vreți voi să știți, nu neapărat de ceea ce vreți să se și întâmple. Da? Um... Această persoană la care voi vă gândiți uh, s-a băgat mai mult cu capul în muncă. Aș putea să spun că pentru această persoană munca îi uh, ca un viciu. Uh, e adevărat că este bine să fii harnic, e adevărat că este bine să muncești. Dar această persoană, pentru a nu se mai gândi la probleme, pentru a nu se mai gândi la ce se întâmplă între voi doi, a preferat să muncească și muncește dacă poate până la epuizare. Ideea este important să nu se gândească la ce s-a întâmplat, unde s-a greșit și așa mai departe. Pe lângă asta, așa cum am spus, voi cred că vă gândiți la a merge spre această persoană, la a-i trimite un mesaj acestei persoane. Însă, este bine să nu faceți acest lucru. Și de ce vă spun asta? Pentru că s-ar putea să vă treziți cu un refuz. S-ar putea să vă treziți cu... Pur și simplu că vă spune, te rog frumos să pleci. Sau poți să pleci. Sau să vă jignească. Sau ceva de gen. De ce? Pentru că în acest moment, această persoană încearcă să se detașeze. Cumva, v-am spus, prin munca, pe care o depune, încearcă să se detașeze, încearcă să se rupă de această relație, încearcă să se îndepărteze de această relație din toate punctele de vedere. Um, dar mai ales emoțional. Deci, cumva, această persoană uh, își dorește să nu se mai gândească la voi din punct de vedere emoțional. Chiar dacă, în acest moment, să zicem, poate cunoaște o altă persoană, poate. Își dorește să-și refacă viața, pentru că la un moment dat își va dori și acest lucru, dar nu acum. Acum, chiar dacă vine cineva spre această persoană spunându-i, uite, îți ofer uh, o cupă de iubire, această persoană spune, nu vreau. Refuză din start. Da? Pentru că, în primul rând, această persoană își dorește să se reculeagă, își dorește să își găsească liniștea și gândurile. Pentru a ști ce va face mai departe, dacă vă caută sau nu vă caută. Această persoană, aș putea spune că în acest moment, se gândește destul de bine ce să facă pe mai departe. Să reia legătura cu voi și relația cu voi uh, pentru a putea merge înainte, sau să se uită înspre o nouă relație. Încă această, această persoană încă nu este decis decisă, ce vrea să facă pe mai departe. Tocmai de asta vi se cere să aveți răbdare dacă vă doriți într-adevăr această persoană să se reîntoarcă la voi. De ce? Pentru că la un moment dat, această persoană într-adevăr va relua legătura cu voi, va discuta cu voi. Și în funcție de răspunsurile pe care le veți da voi în acel moment, așa vor evolua lucrurile pe mai departe între voi doi. N-ar fi nimic exclus aici să pe această persoană să vă zică hai să ne întâlnim și să discutăm față în față. La fel, în funcție de cum va avea loc acea întâlnire, așa veți merge fiecare dintre voi mai departe. Adică împreună sau separat. Dar o să cer o clarificare pentru patru de cupe. Da. Exact ce spuneam, și văd că ne lasă tot în dubiu. De ce spun asta? Pentru că, pe undeva, această persoană își dorește să aibă cu voi o relație oficială, o relație bună, stabilă, să se simtă în siguranță, da? Dar. Pe de altă parte, sunt foarte multe conflicte, în sensul că, cumva, această persoană vă vede pe voi ca fiind persoane destul de puternice. Și atunci se gândește ca și cum, în permanență, trebuie să se apere de voi. De ce spun asta? Pentru că se gândește dacă spun o vorbă care nu-i la locul ei și se supără, dacă fac nu știu ce gest și se supără, dacă, da, e, această persoană cumva se simte. Foarte amenințat sau amenințată de voi. Chiar și în momentul în care această persoană vine la voi și discută cu voi despre o posibilă împăcare sau ceva de acest gen, se gândește foarte bine cum să pună problema, cum să se exprime. De ce? Pentru ca nu cumva voi să înțelegeți diferit. Poate că voi sunteți persoane mai vulcanice, sunteți persoane mai impulsive da, și um, poate că cumva această persoană se simte în preajma voastră amenințat sau amenințată. Nu în sens propriu, ci în sens figurat. Persoana voastră, pot să mai spun că este acel gen de persoană care îi place să iasă în evidență. Pentru a fi felicitat pentru ceea ce face sau pentru ceea ce obține. Însă, cumva, în preajma voastră se simte mic, se simte uh, ca și cum ceilalți uh, nu-l mai vede pe el sau pe ea din cauza voastră. De ce? Pentru că, uh, cumva, această persoană consideră că voi sunteți mai sus decât el sau decât ea și, cumva, în momentul în care Intrați amândoi într-o încăpere, toată lumea își fixează ochii pe voi, nu își mai fixează ochii pe această persoană, și din acest punct de vedere, această persoană se simte mică, se simte amenințată, se simte uh, ca și cum uh, nu poate să facă față la ceea ce sunteți voi. Nu se poate încadra la, în societatea în care sunteți voi. De ce? Pentru că în permanență se gândește că voi sunteți undeva mai sus decât această persoană. Poate din punct de vedere intelectual, poate din punct de vedere financiar, da? social și așa mai departe. Acum depinde de la caz la caz. Iar această persoană depune foarte mult efort pentru a ajunge la nivelul vostru. Depune foarte mult efort pentru a-și atinge scopurile. Pentru voi poate este mult mai ușor să obțineți un anumit lucru sau o anumită funcție. În schimb pentru această persoană, pentru a obține funcția pe care poate vă doriți voi sau pentru a uh, obține un anumit statut social, trebuie să depună foarte mult efort. Ceea ce vouă vă este foarte ușor, da? de obținut Pentru această persoană este foarte greu și a, trebuie să depună foarte multe și atunci. E clar că situația asta uh, îi dă o stare proastă, îi dă o stare de frustrare, îi dă o stare cum că el este mic și nu o să ajungă niciodată la nivelul vostru. Și tocmai asta, din cauza acestor frustrări, această persoană uh, încearcă să facă față relației cu voi, dar în același timp este foarte greu. Și voi poate nu întotdeauna înțelegeți eforturile acestei persoane. Sau nu neapărat că nu le înțelegeți, dar cumva considerați că această persoană, în loc să înțeleagă că cu ajutorul vostru se poate ridica, din contră încearcă să vă bagă vă bețe în roate, cum se spune, de ce pentru a coborâ voi la nivelul acestei persoane. Și într-adevăr, așa și este. Această persoană încearcă să vă aducă pe voi la un nivel mai jos, pentru a fi, să zicem, pe picior de egalitate. Pentru că pentru el sau pentru ea, eforturile pe care trebuie să le depună de a ajunge la nivelul vostru sunt destul de mari. Și problema este că nu le poate face față. Nu este genul de persoană care să se teamă pentru greutățile care apar, dar se teme cumva că este judecat într-un mod diferit față de voi. Această persoană, pot să spun că în preajma voastră are momente când, așa cum am spus, este genul de persoană care depune efort să ajungă într-un anumit punct, însă ajunge în punctul în care obosește și atunci devine o persoană destul de apatică. Și în momentul ăla, persoana zice, ok, mai bine mă despart, dar rămân în zona mea de confort decât să depun efort în continuare, și eforturile să nu fie valorificate. Dacă v-ați gândit în timpul acestei. în timp ce ați ascultat această etalare, dacă v-ați gândit dacă această persoană vă va căuta, dacă această persoană va încerca să facă o familie cu voi, pot să spun că da. Răspunsul este da. Dar aveți grijă de ce spun asta, pentru că în momentul în care această persoană vine și vă zice, da, vreau să fiu cu tine, s-ar putea să, ca voi să fiți cele, cei cele, da, pentru că sunteți și femei și bărbați care vedeți acest videoclip, care spuneți, nu, nu mai vreau eu. Da? Voi sunteți, cum să zic, sunteți în acel moment sau acea perioadă în care. Vă doriți să vină această persoană înapoi la voi. Vă doriți să vă caute. Vă doriți să vă împăcați. Dar în momentul în care vine, da, în următoarele 21 de zile, veți spune, nu, nu mai vreau că eu mi-am schimbat gândirea, eu mi-am schimbat mentalitatea, mi-am schimbat felul meu de a fi. Și felul vostru de a fi nu mai este egal cu ceea ce reprezintă această persoană, cu ceea ce este această persoană în societate. Deci, mare atenție din acest punct de vedere. Deci, da, pentru voi, următoarele 21 de zile, dacă vă doriți într-adevăr o împăcare cu această persoană, dacă vă doriți să vă caute, dacă vă doriți să vă spună nu știu ceva cuvinte frumoase, da, chiar dacă această persoană este la distanță, să știți că vine, vă caută, nu se pune problema, distanța nu e un impediment pentru această persoană. Singura problemă aici sunteți voi, pentru că în acest moment nu cred că știți ce vă doriți pe deplin. Deci, mare grijă la ceea ce vă doriți și încercați să uh, luați lucrurile ca atare, și dacă într-adevăr vă doriți această persoană, atunci mergeți pe această idee și manifestați această persoană să vină în viața voastră și să vă împăcați. Dacă nu, mai bine lăsați această persoană în pace uh, și fiecare să-și vadă de drumul său. Cam astea au fost informațiile pentru cei de la prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2 și anume în roșu. Hai să vedem ce urmează pentru voi în următoarele 21 de zile. Ce urmează pentru voi în următoarele 21 de zile. Bun. Aici, în primul rând, văd că este foarte multă nesiguranță în ceea ce urmează să se întâmple. Pentru unii poate să fie vorba inclusiv despre un loc de muncă, un nou proiect, dacă vă gândiți, dacă îl obțineți sau nu îl obțineți. Aici poate să fie și pe plan al iubirii, dar poate să fie și pe plan financiar la cei care ți ales varianta numărul 2. Ideea este că chiar dacă ar fi să obțineți, dacă vorbim pe planul carierei, da? pe planul proiectului, pe planul locului de muncă, dacă vorbim despre asta, nu e că nu puteți obține locul de muncă sau proiectul la care vă gândiți sau ceva de acest gen, însă aveți uh, grijă de ce spun asta, pentru că aici poate să fie o persoană din zodia rac sau scorpion care uh, vă cam pune bețe în roate. Pe lângă asta, uh, poate să fie acel uh, gen de persoană care este destul de zgârcită. În sensul că este posibil să, dacă e vorba de un loc de muncă sau un proiect, da, să lucrați foarte mult la proiectul respectiv sau la locul de muncă respectiv, să lucrați poate ore suplimentare, dar să nu fiți plătiți pe măsură. Deci aveți mare grijă cum negociați, aveți grijă cum. Sunteți plătiți să știți exact toate detaliile despre program, despre salariu, despre beneficiile pe care le aveți, pentru că, după, s-ar putea să rămâneți destul de dezamăgiți. Dezamăgite. În ceea ce ține de planul iubirii, dacă vă gândiți dacă. O anumită persoană vă face o anumită propunere. Poate să fie vorba inclusiv de o propunere în căsătorie. Poate să fie vorba de dacă această persoană vă oferă mai multă stabilitate, să zicem, da? Ceea ce pot să vă spun aici, în acest moment, este faptul că nu, această persoană nu vă oferă mai multă stabilitate, nu vine cu mai multe responsabilități față de voi. Da, poate să vină cu această cerere în căsătorie, poate să vină cu o propunere cum că să vă fie bine. Doar că această propunere este foarte bine gândită de această persoană, în sensul că se gândește cum poate să obțină pentru beneficiile sale proprii, pentru interesul său propriu, nu neapărat cum să fie bine și pentru voi. Chiar dacă această persoană vine la voi cu o cerere în căsătorie, chiar dacă vine să și vă dă chiar pur și, și simplu și inelul, da, inclusiv, asta nu înseamnă că acea căsătorie se va și materializa. Deci aici trebuie ca voi să fiți foarte atenți sau atente. Aici... Aveți grijă că această persoană care vine să discute cu voi, indiferent că vorbim despre planul iubirii sau indiferent că vorbim pe planul carierei, ideea este că trebuie să aveți grijă cum răspundeți. De ce? Pentru că este posibil să creați un conflict din nimic. Chiar dacă o să-mi spuneți acum cum o să creez un conflict din nimic. Ei bine, da, puteți să fiți poate puțin supărată sau să nu vă simțiți bine tocmai în ziua respectivă, și în momentul în care această persoană vine și vă spune condițiile sale, voi să răbufniți. Încercați să fiți un pic mai diplomați, diplomate, dar în așa fel încât să nu confundați diplomația cu prostia. Da? și să nu iscați un conflict din care să nu știți uh, cum să ieșiți după, chiar dacă uh, în acest moment nu vă doriți să vă împăcați cu persoana respectivă sau nu doriți să faceți proiectul respectiv pentru că nu vă plac condițiile pe care, cu care această persoană vine înspre voi. E mai bine să lăsați uh, lucrurile să decurgă de la sine și nu acceptați proiectul sau nu acceptați persoana și fiecare își vede de drumul său. Este posibil că în momentul în care vine această propunere spre voi, indiferent pe ce domeniu îi, să vi se pară o mare șansă, să vi se pară o mare oportunitate, să vi se pară uh, ceva care nu poate fi refuzat. Însă uh, este bine să vedeți exact, să analizați. Foarte bine situația, să analizați foarte bine vorbele persoanei respective și abia după să luați decizii, nu să luați deciziile pe moment. Pentru că mai apoi s-ar putea, în momentul în care analizați situațiile, să vă dați seama că nu este ceea ce voi vă doriți de fapt. Este posibil ca această persoană să vină să vă arunce o iluzie, o iluzie pe care poate voi v-ați făcut-o. Uh, și atunci voi să aveți impresia că, de fapt, această persoană a venit să vă îndeplinească visul vostru, să vă îndeplinească iluzia voastră. Însă, a face doar, treaba asta doar pe moment, până vă convinge pe voi să reveniți la această persoană sau să uh, preluați voi acest uh, proiect. După care, lucrurile nu sunt deloc în favoarea voastră, ci, din contră, sunt în favoarea celelalte persoane, așa cum au fost și până în acest moment. Este bine ca voi să vă asumați slăbiciunile pentru a putea învinge în această situație, pentru că, dacă voi știți cum să vă învingeți slăbiciunile, veți câștiga din toată această situație. De ce? Pentru că, pur și simplu, îi veți spune aceste persoane că nu vă mai doriți să lucrați cu persoana respectivă sau nu vă doriți să mai aveți o relație cu această persoană și cumva voi din toată situația asta sunteți câștigați. De ce? Pentru că voi nu trebuie să mai acceptați ceea ce vrea această persoană. E bine să fiți atenți la ora 12 și 17 sau în zilele de 12 și 17 sau poate voi știți ce reprezintă pentru voi ziua de 12 sau 17, da? indiferent despre ce este vorba, fiți cu băgare de seamă. În toată această circumstanță, este bine să vă păstrați integritatea și să nu mai permiteți acestei persoane să vă manipuleze sub nicio formă. Nici la nivel emoțional, nici la nivel psihic, și poate chiar nici la nivel fizic. Cine știe, poate această persoană nu doar că vă manipulează, dar este posibil să vă șantajeze, poate într-un fel sau altul. Poate dacă sunteți persoane care ați avut copii cu această persoană, poate vă șantajează prin intermediul copilului sau poate încearcă să vă șantajeze spunând că divulgă anumite secrete despre voi sau ceva de acest gen. Ideea este că, indiferent. De ceea ce spune această persoană, este, voi să, este bine ca voi să vă păstrați calmul, pentru că această persoană, dacă într-adevăr vrea să divulge ceva, va divulga oricum. Așa că rămâne doar să aveți grijă și să vă gândiți foarte bine ce vreți să obțineți de la această persoană cu care urmează să vă întâlniți în următoarele 21 de zile sau poate nu vă întâlniți neapărat, ci pur și simplu se poate întâmpla să vă sune Ideea este că voi trebuie să știți clar mai vreți sau nu mai vreți această persoană înapoi Dacă vorbim despre iubire și vreți această persoană înapoi și vreți ca această persoană să vină schimbată să știți că nu vine schimbată, vine la fel cu manipulările sale, cu șantajul său și așa mai departe Uh, nu face nicio schimbare în acest sens. Uh, și atunci voi trebuie să știți că uh, dacă vreți sau nu mai vreți o persoană într-o astfel de situație. Dacă vorbim despre un contract, cred că deja știți despre ce contract este uh, vorba, cred că ați, poate v-ați mai confruntat cu această persoană uh, și poate că tocmai din cauza acestei persoane ați, poate ați plecat de la locul de muncă sau ați părăsit un anumit uh, contract, Și atunci știți foarte bine dacă merită sau nu mai merită să mai lucrați cu această persoană. Ideea este că indiferent dacă vorbim despre iubire sau pe planul material, este bine să vă gândiți, să aveți grijă ce persoane vin înspre voi în aceste 21 de zile și să știți ce acceptați și ce nu acceptați. Bun, dar voi trece mai departe și la varianta cu numărul 3 și anume pixul. Hai să vedem ce se întâmplă și pentru voi în următoarele 21 de zile. Ce se întâmplă și pentru voi în următoarele 21 de zile. Bun, este o etalare frumoasă. Deci, cele care ați ales varianta numărul 3 pot să spun felicitări! Dar nu în totalitate. Și o să vă explic de ce. Um, voi aici văd că aveți o dorință destul de mare, um, ați propus unei persoane ceva și probabil că această persoană v-a refuzat. Este posibil chiar să vă și se fi separat de persoana respectivă. E, și poate că vă întrebați dacă totuși veți reuși să obțineți ceea ce v-ați propus. Vă dacă totuși veți reuși să obțineți ceea ce ați cerut. Indiferent despre ce este vorba, să știți că veți obține. însă aici trebuie foarte multă răbdare. Aici vorbim despre persoane, în primul rând berbec, dar nu doar berbec, putem vorbi inclusiv despre Capricorn și Taur. De ce spun asta? Pentru că avem aceste zodii care ni se arată foarte clar, însă, da, această persoană poate veni la voi cu iubire. Pe lângă asta, această persoană vă vede ca pe o persoană iubitoare, ca pe o persoană pe care a căutat-o poate toată viața și n-a găsit-o. Vă vede ca pe o persoană alături de care vrea să îmbătrânească, vă vede ca pe o persoană alături de care vrea să-și trăiască întreaga viață. Voi sunteți persoane independente din punct de vedere financiar, sunteți uh, persoane care vă descurcați în orice domeniu, uh, sunteți persoane care um, știți cum să faceți mai multe lucruri dintr-o dată, da? uh, în așa fel încât totul să funcționeze. Uh, și e clar că acestei persoane, în acest moment, îi este greu fără voi îi uh, este greu să fac uh, față tuturor uh, provocărilor din viața de zi cu zi. Chiar de multe ori poate se întreabă cum de voi reușiți să faceți toate aceste lucruri de una singură sau de unul singur și pe când cealaltă persoană nu reușește poate să facă nici măcar un sfert sau jumătate din cât faceți voi. Uh, chiar dacă uh, vrea să pară că este o persoană puternică, chiar dacă vrea să pară uh, o, un cocoș în relație, chiar dacă vrea să pară un uh, lider în uh, la locul de muncă, chiar dacă vrea să pară că le știe pe toate, uite că poate le știe, este o persoană independ, uh, inteligentă, da, nimic de zis din punctul ăsta de vedere, dar la capitolul organizare lasă de dorit. Uh, aici putem ave, avea inițialele T-I-O. Dar nu neapărat, bineînțeles că pot fi și alte inițiale, voi mai știți, e inițială de nume, ei poate fi inițială de stradă, poate să fie de mașină și așa mai departe de țară de oraș de orice, da. Um, ideea este că aici puteți rezolva lucrurile în următoarele 21 de zile cu răbdare. Uh, chiar dacă această persoană își face simțită, uh, își face de mai multe ori simțită prezența în aceste 21 de zile, ideea este ca voi să fiți hotărâte, ferme pe poziție și să nu lăsați ca lucrurile să decurgă în maniera sa, ci să vă susțineți punctul de vedere până la capăt. De ce? Pentru că dacă vă veți susține punctul de vedere până la capăt, veți reuși, dacă nu, nu de asta vă zic aici. Aici pot să mai spun că este nevoie poate chiar să treacă cele 21 de zile și să nu aveți poate un rezultat încă final de la această persoană, dar cert este că în astea 21 de zile cel puțin se pun niște baze, cel puțin se stă de vorbă, cel puțin se ajunge nu la o concluzie clară, dar cel puțin la uh, o discuție un pic mai hotărâtă. Voi cred că în relația asta v-ați lăsat ghidată de sentimentele proprii, poate ați fost excesiv de visător sau visătoare și v-ați dat seama că v-ați înșelat și că acum ar trebui să coborâți cu picioarele pe pământ, să fiți un pic mai realistă, mai analitică. Și chiar, de ce nu, până la urmă, să vă vedeți interesul propriu. În funcție de cum realizați toate aceste lucruri, puteți să obțineți ceea ce vă doriți. În momentul în care această persoană știe și deja știe acest lucru, că poate să vă manipuleze, poate din punct de vedere emoțional va încerca lucrurile acesta. Însă, voi nu trebuie să vă mai lăsați manipulate de acest plan al emoționalului, ci de această dată trebuie să gândiți cu raționalul. Chiar dacă la începutul relației ați privit lucrurile dintr-un punct de vedere emoțional, de această dată trebuie să le vedeți dintr-un punct de vedere rațional. Acum, e clar, depinde de fiecare dintre voi cum, cum vede lucrurile acestea. Ideea este că indiferent în ce moment vă surprinde această persoană cu un telefon, cu o vizită, este bine să fiți cât mai calmă, fie că sunteți în exaltare, vă bucurați că vedeți persoana respectivă sau că vă bucurați că vă a sunat, sau că vă bucurați că v-a trimis acest mesaj pe care poate l-așteptați de atâta timp, nu vă grăbiți să acționați fără să gândiți practic problema. Indiferent cât vă este de dor de această persoană, indiferent cât de mult iubiți această persoană, indiferent cât de mult așteptați acest mesaj sau acest telefon din partea acestei persoane, este bine ca acea bucurie de moment să o păstrați pentru voi și să gândiți, să vă abțineți din acea bucurie și să gândiți lucrurile cu calm și cu rațional. Dacă veți reuși să faceți aceste lucruri, bineînțeles că veți obține ceea ce voi vă doriți. Dacă nu, în momentul în care această persoană se sizează și, și cea mai mică, um, cel mai mic lucru că reușește să vă facă să vă întoarceți fără să își țină promisiunile, să știți că va profita de lucrul respectiv la maxim. De asta v-am spus, este foarte, foarte important să vă gândiți de fapt ce vreți voi pe mai departe și în funcție de asta să acționați în consecință. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei de la varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!